sau nu propunerea de arestare preventivă, nu știm încă. Fiind dumneavoastră, recunoaște acuzațiile? Clientul nostru n-a dat o declarație fiind într-o stare excesivă de oboseală. I se va lua o declarație mai probabil mâine. Din cauza asta n-a dat declarație, a fost reținut și fără această declarație. O să vedem în continuare ce se întâmplă.